Bela Santiago a cântat piese frumoase, într-adevăr, în această seară. A cântat atât piese proprii, cât și tot felul de cover -uri. A făcut o atmosferă frumoasă și am văzut că le-a plăcut tuturor. Imediat după ce a plecat solista, mamele s-au adunat în bucătărie și au început acolo să stea la bârfe. Am văzut că erau doamna Floarea, doamna Mariana, doamna Maria, doamna Ioana și doamna mama lui Liviu, îmi scap acum nume, stăteau de vorbă iar doamna Ioana a gesticulat ceva foarte aprins, cu siguranță au început deja bârfele pe seama celor întâmplate în ultimele 2-3 zile în casa mireasă și sunt multe lucruri de povestit. Între timp, concurenții se află tot în livingul băieților, s-au așezat acolo la un pahar și la o poveste, majoritatea stau la mase sau pe canapele. Dedi s-a așezat la masă, fetele erau pe canapea, dar la un moment dat Eliza s-a ridicat și a venit și s-a așezat și ea lângă tot acolo la masă. Deocamdată toți beau și stau de vorbă. Maria și Albert sunt așezați și acolo la masă, tot așa unul lângă celălalt Alt, din păcate, nu văd în continuare niciun fel de sclipire între ei doi. Cu toate că au petrecut noaptea trecută împreună în club, nu cred că s-a întâmplat mare lucru ceva notabil între ei doi.